Sunt doctorul Silviu Dumitrescu de la Centrul de Bol Cardiovascular al Armatei. Domnul doctor Droc își cere scuze pentru faptul că nu a putut veni din motive extrem de obiective. O să fie o lucrare în continuitate a ceea ce am văzut până acum. Încep prin a vi-l arăta pe domnul Yuichiro Miura, care este primul octogenar care a urcat pe Everest. Domnia sa privește extrem de neîncrezător un semn, atenție vârstnici. Este neîncrezător pentru că acum 10 ani fusese prima persoană de 70 de ani care urcase pe Everest. Între timp, mai mulți au bătut recordul și el a hotărât în mai anul acesta să mai încerce o dată și a reușit. Cu toate astea, realitatea că populația îmbătrânește, chiar dacă el o privește cu neîncredere, noi o știm din practica curentă. Și pacienții cu stenoza aortică severă vor fi în următorii 40 de ani de 4 ori mai mulți decât în prezent. Mortalitatea în stenoza aortică severă, inoperabilă, este mai mare decât a cancerului metastatic și este un lucru care trebuie să-l ținem minte. Pentru că există multe cazuri de stenoză aortică severă inoperabile. Astfel, observăm că într-un survey din 2004, o treime din pacienții cu stenoză aortică severă nu erau operați. Astfel că de aici pleacă rațiunea de a dezvolta tehnici non-chirurgicale pentru a trata această afecțiune extrem de severă. Profesorul Alain Cribier a făcut în 1986 la Rouen prima intervenție percutanată de valvuloplastie cu balon și putem spune că a fost începutul acestei ere. Dar problema post-angioplastia cutanată cu balon era restenoza precoce, așa că s-a născut ideea de a pune o valvă în valva stricată, în valva nativă stricată, pe un cord bătând și folosind tehnici de cateterism. Inițial părea un pod prea îndepărtat, un proiect nerealist, pentru că în comentariile experților din perioada 1994-1999 se regăseau următoarele idei. E imposibil să stentezi în acest mod valva aortică, riscul de accident vascular cerebral face ideea inutilă, valva nu va fi durabilă, complicațiile procedurale vor fi prea mari, așa că uitați de ideea asta, nu e deloc inteligentă. Profesorul Alain Cribier nu a uitat de ideea asta și a încercat să dezvolte o valvă. Acestea sunt primele prototipuri, au fost implantate pe modele ovine. Iar în 16 aprilie 2002 s-a produs primul implant percutan de valvă aortică la un pacient de 57 de ani, aflat în șoc cardiogen, cu fracție de ejecție 12%, cu multiple comorbidități, cu tromb intraventricular și bypass, grafturi ocluzionate la bypassul aortobifemural pe care îl avea, astfel că abordul a fost transeptal. E interesant de văzut că multe din comorbiditățile și afectările pacientului constituie și în prezent contraindicații absolute sau relative pentru această procedură. Oricum, pacientul a mers bine și au fost câteva lecții care echipa le-a primit, astfel că această procedură este posibilă, că nu au fost embolizări, că nu s-au astupat ostile coronare, că nu a crescut gradul regurgitării mitrale, nu s-a produs bloc, că există o regurgitare paraprotetică, dar că valva funcționează normal și că rezultatul implantării percutane de valva aortică este îmbunătățirea imediată a stării pacientului. A urmat o perioadă numită compassionate use, adică pacienți aflați în iminență de deces. 40 de cazuri.
La 85% s-a folosit abordul transeptal, 4 pacienți au supraviețuit mai mult de 5 ani, un pacient chiar peste 6,5 ani, toți cu funcție valvulară optimă, dar rămâne chestiunea, a rămas în discuție chestiunea regurgitării paraprotetice mai mare de gradul 2 la 25% din pacienți, datorită dimensiunilor valvei prea mici. Între timp, lucrurile au evoluat în mod spectaculos, practic atât tehnica cât și tehnologia au dus practic la situația în care suntem acum, cu două valve care se pot folosi, de la Edwards sau de la Medtronic, Core Valve și Sapien. Diferența principală, aș zice, că valva de la Medtronic, Core Valve, nu se poate implanta transapical. În rest, sigur, sunt diferențe care nu are rost să le trecem în revistă acum. Dar putem spune că TAVI este o istorie de succes, astfel că în 2015 se previzionează a fi peste 75.000 de proceduri. Observăm din acest slide că în America sunt cam la jumătate față de procedurile din Europa, iar în Europa evoluția este spectaculoasă, astfel dacă e să vedem numărul de implanturi, vedem că el a crescut din 2007 de 100 de ori. Centrele de TAVI au crescut ca număr de 10 ori. Unde se implantează proteze? Evident că în țările cu o medicină foarte dezvoltată, Germania, Franța, Elveția, Danemarca, Olanda sunt țările în care se înregistrează cele mai multe implanturi. Așa că s-a pus întrebarea, bine, dar era destul de logic, e o legătură între cât cheltuiești pentru sănătate și câte implanturi faci? Răspunsul e da. Nu este o legătură între produsul intern brut, nu e o semnificație statistică între valoarea produsului intern brut și numărul de implanturi de valvă aortică, este însă o legătură între procentul pe care îl cheltuiești din PIB și câte implanturi faci. Unde este România? Să nu ne facem probleme, pentru că avem și cea mai mare și cea mai mică valoare de PIB și cel mai mic procent pe care îl alocăm pentru sănătate. Întorcându-ne însă în prezent, putem spune că trialul partner a tranșat lucrurile, fiind un trial landmark pentru TAVI, arătând practic o spectaculoasă reducere de mortalitate la pacienții la care s-a efectuat TAVI față de cei care au rămas pe tratament clasic și de asemenea arătându-se a fi o alternativă acceptabilă, adică aceleași rezultate, la pacienții chirurgicali, dar cu risc înalt. Astfel că în 2012, 40% din înlocuirile valvulare aortice din Europa sunt percutane. Astfel că putem spune că a devenit un standard of care implantarea de TAVI la pacienții cu stenoză aortică severă, neoperabili și o alternativă acceptabilă la cei cu risc chirurgical înalt. Dar alegerea acestor pacienți este extrem de importantă și așa cum spunea colega noastră înainte, echipa Heart Team este cea care trebuie să fie funcțională în centrele de TAVI și să selecteze corect pacienții. Dându-i la o parte la cei la care procedura, pe cei la care procedura este inadecvată și sau inutilă. De ce? Pentru că, iată, în 2013, într-un articol din European Heart Journal, s-a văzut că la 21% din pacienții, din 119 pacienți la care s-a realizat TAVI, la 6 luni au un declin al statusului funcțional, 1 din 5 au un declin al statusului funcțional. Sigur, trebuie să facem apel la ghiduri, care exact asta spun, că ne trebuie o echipă pentru a stabili decizia de TAVI, că TAVI trebuie făcută numai în centre cu chirurgie cardiacă, că trebuie să facem TAVI la pacienții inoperabili
și că poate constitui o alternativă la pacienții operabili, dar cu risc chirurgical înalt. Și nu trebuie să uităm contraindicațiile de TAVI, care sunt, în primul rând, absența echipei dedicate și absența chirurgiei cardiace în site, și contraindicațiile clinice, anatomice, existând ca și contraindicații relative, bicuspidia aortică, boala coronariană netratată, instabilitatea hemodinamică, fracția de ejecție sub 20%. Aduc aminte de primul pacient rezolvat de Alain Cribier și vedem că multe erau contraindicații. Când nu trebuie să facem TAVI? Pentru că atunci când considerăm că nu facem TAVI pentru că este inutilă, atunci când pacientul nu va supraviețui procedurii sau atunci când pacientul nu va avea nimic de câștigat de pe urma procedurii. Și conceptul de inutilitate a TAVI trebuie să fie în acea zonă în care, practic, pacientul, după, deși supraviețuiește procedurii, aceasta nu îi asigură o îmbunătățire a statusului funcțional datorită comorbidităților pe care le are. Astfel că în echipa completă de TAVI intră în prezent și specialiștii în geriatrie, intră și specialiștii în îngrijirea pacientului vârstnic. Astfel că TAVI poate să fie inutilă atunci când valva aortică are o anatomie care nu permite procedura, atunci când comorbiditățile sunt prea numeroase sau prea severe și atunci când pacientul este prea fragil. Când trebuie să facem TAVI? Atunci când, după o analiză a echipei de TAVI, se consideră că pacientul este adecvat. Atunci când avem un centru care să poată să facă TAVI și facem TAVI acelor pacienți care sunt fie inoperabili, fie cu risc chirurgical înalt. Când nu trebuie să facem TAVI? Atunci când echipa de TAVI consideră că pacientul este inadecvat, nu știm deocamdată despre pacienții cu risc scăzut și risc intermediar și, de asemenea, nu trebuie să facem TAVI la pacienții la care această procedură este inutilă. Rămân niște lucruri să fie mai mult documentate de studiile aflate în desfășurare, sunt vreo 5 la număr, și anume accidentul vascular cerebral, afectarea coronariană și modul de a trata afectarea coronariană coexistentă, regurgitarea paravalvulară, accesul și e un studiu recent care a arătat că folosirea abordului transapical la pacienți cu afectare severă a dus la o creștere a mortalității, durabilitatea pe termen lung a protezei și, de asemenea, trebuie văzut care este rolul acestei proceduri la pacienții cu risc intermediar și mai mic decât atât. Astfel că trebuie să uităm că TAVI nu e întotdeauna adecvată, că o bună selecție a cazurilor este cheia, că centrele bune de TAVI au echipe bune pentru selecția și realizarea procedurii, că trebuie să înțelegem că există și un concept de inutilitate a procedurii, că nu-i pentru pacienții cu risc mic deocamdată și că TAVI nu competiționează, ci completează chirurgia. Aș vrea să vă spun că există și speranță. La noi în centru, pe 25.04.2013, s-au efectuat două proceduri, fără complicații periprocedurale. Evoluția ulterioară a fost favorabilă. S-au implantat două valve CorValve de la Medtronic. La ambele cazuri s-au evidențiat lic paraprotetic grad 1, iar gradientul mediu transvalvular s-a redus sub 10 mm coloana de mercur la amândoi, astfel că drumul este deschis.
Vă mulțumesc.